Bună seara, stimați spectatori, din nou împreună la televiziunea 6 TV, la marea noastră emisiune Realitatea Juridică, care se desfășoară de la 7:30 până spre 9:20 astă seară, datorită unui program mai intens. Sigur că la această emisiune ne bucurăm de sprijinul a doi permanenți, hai să zicem. Domnul senator este domnul Marinescu. Bună seara, bună seara. Și la mulți ani. Bună cu ocazia unirii. Unirii, da. A 100 de ani de la unirea. Și domnul colonel Mitran. Cu Basarabia. Exact, și eu le spun telespectatorilor noștri dragi, urmăriți-ne, fiindcă nici nu știți cât de mult ne dorim să ne prindeți. Exact, și să ne urmăriți. Și altceva, nu uitați, informația juridică vă face mai puternici în fața abuzurilor statului. Întotdeauna. Întotdeauna cunoașterea dreptului îl face pe om mai puternic în fața vicisitudinilor, ca să nu spunem necazurilor pe care ne sunt create, da, de stat. Un om informat face cât doi. Așa și unde-s doi, puterea crește. Da. Am o carte așa. Am o carte așa cu înțelepciune, cu idei de înțelepciune, cu niște ăsta. Important e că se ia informația juridică de la o persoană autorizată. De la sursă. Între puținele persoane, adică autorizate, pe care eu personal le mai cunosc în România. Nu știu, în domeniul ăsta. Nu știu la ce vă referiți. Păi mă refer la faptul că am trecut și eu prin facultatea de drept, am și învățat și mai recunosc persoanele care au punctat istoria dreptului, da, în epoca contemporană. Așa este. Așa este. Sunt foarte mulți profesori care au avut șansa asta de a face așa ceva. Unii au reușit, alții nu. Oricum, eu vă urez o vizionare foarte plăcută, mai ales că astă seară, stimatelor telespectatori, stimați telespectatori, avem niște, hai să zicem, surprize, de ce să nu spunem, vis-a-vis de trei subiecte. Sigur că în principal este realitatea juridică, o să o desfășurăm imediat. Apoi o să fie câteva cuvinte, poate mai multe, despre unire. Și în ultima fază, emisiunea noastră de bază, cum v-am obișnuit de altfel, Marele Jaf Mâncar, care a avut loc în 1959 și care a fost singurul jaf, făcut în anumite condiții, le știți foarte bine, au apărut și niște filmulețe cu acest jaf și o să aflați mai multe atunci, cam pe la 8:30-9, o să-i dăm drumul la această descrierea evenimentelor care au avut loc atunci. În primul rând, sigur că trebuie să spunem câteva cuvinte despre realitatea juridică. Nu știu dacă o realitate juridică este faptul că Ministrul Finanțelor i-a ținut pe cei de la ANAF noaptea trecută, toată noaptea. Pentru că în felul acesta poate le-a băgat în cap dorința de a culege taxele și impozitele. Impozitele mai mult. Taxele le culeg notarii și alții. Dar impozitele, pentru că am constatat și cred că și dumneavoastră ați constatat ca și telespectatorii că deja în primele două luni ale anului cam depășim 3% care este deficitul bugetului pe tot anul stabilit de Uniunea Europeană. Ce părere aveți? Ba mai mult, se spune că deficitul bugetar este de aproximativ 1 miliard de euro pe primele două luni. Da. Bani neîncasați, care ar fi trebuit încasați. Și care pot fi încasați. Și care pot fi, păi, teoretic, da. Practic, nu se mai poate de acum. De acum înainte mergem din rău în mai rău. Deci, înainte, dacă s-o ocupa și SRI-ul de problema corupției, și era foarte bine că corupția ține de securitate națională, acum cu scandalul ăsta, cu lupta asta împotriva SRI-ului, DNA-ului, cu bune și cu rele, i-a făcut și pe cei din SRI să știu, să se retragă în carapace. Dea înapoi. Să dea înapoi. Și dacă ne amintim ce spunea Dan Bidman. Bidman, care e un... A fost un cântăreț foarte... sau este. A fost purtător de cuvânt al Ministrului de Interne, a spus clar aici finanțe, pe post. Finanțelor. Aici pe post și a zis, dom'le, sunt liste întregi cu firme care nu trebuie controlate niciodată. Filmele băieților deștepți. Și nu sunt controlate niciodată.
Păi se vede că s-a menținut obiceiul și acum, și dacă ne uităm și studiem un pic, vedem că corupția întotdeauna a fost pe masa guvernului, pe masa Ministerului de Finanțe. Uite, ne uităm la Vâlcov, care a fost ministru de Finanțe, care e anchetat, ne mai uităm la alt ministru de Finanțe, îmi scapă numele, unul mai plinuț așa, care a semnat și ordonanța aia de guvern cu privire la Fundația Goșdu, patrimoniul Fundației Goșdu, alături de Tăricianu și de Mihai Răzvan Ungureanu, nu mai știu cum îl chema pe ministrul respectiv, au dat o cadou, deci peste 1 miliard de euro dat cadou unei fundații din Ungaria. Vedem și cu Blejdar ce s-a întâmplat, șeful fiscului, deci domnule, acolo e jaful după lume la Ministerul de Finanțe. Se pare, domn Mitran, că cei care conduc în România sunt cei de la ANAF și nici de cum din alte părți. Păi, cei care sunt la ANAF sunt un mecanism care îi ajută pe cei care se conduc în România. Asta e percepția mea. Iar ce s-a întâmplat, ce ne întrebați dumneavoastră, da, cu faptul că ministrul de Finanțe a ținut o noapte întreagă pe directorii de la ANAF, da. Am și vorbit cu dânsul, să știți. E o lovitură de imagine, ca să arate populație că se face ceva, dar fondul nu este acolo excelent. Domn Mitran, nu cred că nu e o lovitură de imagine. Nici n-a ieșit la televizor să spune ce s-a întâmplat azi noapte sau ce se va întâmpla, sigur că nu spune. Dar ce s-a întâmplat? Păi informația ești în presă. A ieșit informația de presă pe surse, nu de la el. Noi. Nu de la el, că l-am întrebat astăzi în lift. A ieșit pe surse, nu, n-a ieșit pe altă parte. Dar problema e, aspectul e pozitiv. Dom'le, să-i țină acolo, dar nu o noapte, până vin banii. Dar ce credeți că datorită ANAF-ului sau datorită celor care sunt controlați de ANAF, dar importanți în țara asta, nu se... Până să mă provocați, acum știm că am de ce să noi. De ce spunem nume? Nu spunem nume, dar atunci putem spune în felul următor. Un om simplu care, sau mai sofisticat, care lucrează la ANAF și este într-o poziție importantă, în primul rând ajunge acolo printr-un mecanism foarte bine pus la punct în ultimii 18 ani, ca să zic așa, să fiu mai exact, 20 de ani. Uh-huh. Iar în momentul când a ajuns acolo, trebuie să execute ceea ce îi se spune. Asta e perspectiva mea. Și credeți cu actualul ministru de finanțe merg chestiile astea? Mie mai greu să cred, pentru că am văzut cu ochii noștri cum sunt puși miniștri. Deci când sunt puși miniștri, mai mult sau mai puțin, am văzut la televizor, nu vorbesc din alte surse, într-un partid, din presiunile, din teritoriu, din alte zone, din zona oamenilor care au bani, probabil, sau care aduc bani și partidului. Și care susțin. Și care susțin. Și altfel nu se poate, pentru că mai greu să cred că altfel apărea un ministru cum e cel de la economie, că toate televizoarele bâzie acum cu, în momentul când apare respectivul pe poza, a început să nu mai apară. Deci a trebuit să-l pună. Asta înțelegem. Nu putem să înțelegem altceva. A trebuit să-l pună la puș și iese ce trebuie să iasă. Deci sunt trimiși, să fim serioși, că știm cu toții ce se întâmplă. Domnul senator știe mai bine, că numai, a fost în miezul problemei. Numai proștii în România plătesc impozite, plătesc de frică, de teamă, datorită educației și așa mai departe. Adică noi suntem proști. Da, exact. Numai noi plătim, deci miniștrii sunt trimiși la furat, absolut toți, cine crede altceva se înșală total. Dacă nu ești corupt, dacă nu ești mafie. Să nu depășim. Dar uite, se dovedește pe zi ce trece chestiile astea, s-au dovedit în ăștia 28 de ani, care sunt criteriile de promovare. Deci nu ne așteptăm la absolut nimic bun, mai ales acum când nu se mai implică nici SRI-ul în depistarea evaziunii fiscale. Legi nu avem pentru stoparea banului, furtul banului public. Ca să încheiem subiectul ăsta, scuzați-mă că fondurile europene nu s-absorb absolut deloc. Păi da, spune doamna Plumb că nu. Păi nu s-absorb, așa. Păi este. Nu, spune că da. Când? Păi, nu știu, așa spune dânsa. Eu am încredere în ministrul de finanțe actual, să știți. Da, este. Și este o măsură pe care niciun ministru n-a luat-o, să-i țină pe aia noapte acolo, să le facă, să le facă calcul. Vă rog să-i transmite, să-i țină o săptămână. O să-i transmit. Deci, domnule, iau niște sarcini precise. Atâta timp când le dai liste de la partid și vin listele, cum a spus foarte bine domnul Mitran, și spune de firma XYZ, nu vă luați, firma lui Popescu, Ionescu, Ghițescu și așa
mai devreme, nu vă luați deloc, nu-i controlați exact cum se întâmpla. Și mi-aduc aminte exact ce spunea un procuror de la Ploiești și spune din stenograme, zice, domnule, nu-mi dă voie să mă iau de evaziune fiscală, contrabandă în ceea ce e implicat Ghiță. Mi-a zis, nu, iată, dar... Nu, să nu dăm nume. N-am voie să mă iau de chestia asta. Ce să mai vorbim, domnule? În orice caz, să știți că în momentul în care va intra televiziunea și emisiunea asta în mascherii, cred că o să facem o revoluție cu emisiunea asta în toate televiziunile. Domnul, haideți să spunem soluția oamenilor. Nu dăm nume și... Să spunem soluția. Vă rog. Că am adus special codul penal din 21 iunie 1968. Codul penal... făcut de Don Goros. Exact. Alul Ceaușescu, să zicem. Nu, 68, nu, da, nu. E profesorul Don Goros a făcut. Da, vă dau dreptate, dar pe timpul Ceaușescu în sensul ăsta. Și uite ce scrie aici, la parte specială. La infracțiuni contra securității statului. Da. La articolul 165, arăt telespectatorilor, spune clar, subminarea economiei naționale, adică o delapidare mai mare de 100.000 de lei, se sancționa cu moartea. Cu moartea, domnule. Așa, cu pedeapsa capitală. Toate infracțiunile de tipul 1 se sancționau așa. Exact. Și, da, absolut toate infracțiunile. Toate infracțiunile. Da, de la 155, trădare, de la trădare până la vânzarea de secrete de stat. Exact, până la 167 e vorba de cât sunt aici? 13 articole, șantajul, știu, falsificarea de alimente, intrau și aici, deci atentat asupra sănătății publice. Da, dar, mă rog, astea sunt trecute, nu mai există în cod, pentru că se pare că noi am crescut în... Sunt numai oameni cinstiți, acum nu se mai fură deloc, sunt mai nevoie. În educație, cu toate că se spune că avem peste 40% analfabeți. Analfabeți, pur și simplu, de ăștia care termină școli, termină facultăți, termină licee și tot analfabet sunt. Păi, tot din cauza corupției, că nu mai e școala gratuită, ca să te duci la școală îți trebuie bani, vedeți, sunt școli private, e din ce în ce mai complicat. Are mama bani, tata. Vedeți, dumneavoastră, nu există nicio lege în România care să sancționeze corupție. De la corupție pornește tot. O singură lege ar fi bună. Răspunderea magistraților pe de-o parte, iar pe de altă parte, sancțiunile pentru corupție să fie identice cu sancțiunile pentru crimă. Nu se rezolvă tot. Îmi iau angajamentul ca după ce o să adopte cele trei legi sau modificările la legile justiției să le comentăm aici. Da. Pentru că sunt niște aiureli cumplite pe acolo. Aiureli cumplite. O să-i băgăm pe telespectatori puțin în teorie ca să le spunem atunci, nu acum, că încă nu sunt definitivate, încât o să se sperie oamenii care ne urmăresc. Să continuăm. Am vrut să facem acest comentariu pentru ca să vadă că mai sunt și miniștrii, cum să vă spun, care au conștiință. Dacă mi se permite să spun așa ceva, conștiință, și dacă dumneavoastră sunteți de acord, e problema dumneavoastră. Mai sunt și televiziuni care îi susțin. Că adică problema noi. Asta nu susține, nu multe televiziuni susțin demersul. Ce susțin? Demersul. Ăsta al ministrului. Sigur că da. Eu sper ca să țină data viitoare o săptămână. Eu așa încrede un ministru și un parlamentar dacă s-ar bate pentru o lege anticorupție. Așa avea încredere în el. Dar n-am văzut niciunul în ăștia 28 de ani, numai de miniștri nu mai spun, că din contră sunt exact în domeniul celălalt. Dom'le, cu ochii numai după fura, cum am spus. Dar vreau să zic, o să văd, dom'le, un parlamentar cinstit care să bată până la cap, o să zice, dom'le, uite, vreau o lege anticorupție dură. Și exact legea de care vă spuneam. Sancțiunile pentru corupție să fie la fel cu sancțiunile. Să sperăm că... Nu există, domnule. Ministrul Finanțelor, care este implicat direct în materia asta a corupției. Eu vă dau un scris că nu va face Eu cred. Eu îl felicit. De aici îl felicit pentru ceea ce s-a întâmplat azi noapte. Și oricum a fost act de curaj. Da, domne, și pentru este eu nu, domne, stați un pic că una este imaginea care ce a făcut, domne, a venit cu ceva concret, să zic că păi stați un pic că ceva concret. Stați un pic că încă nu s-a finalizat toată treaba. Domn profesor, atâta timp cât sunt scanere la graniță, la vamă și la Constanța, niciunul funcționează special. De când e numit? Dom'le, când te-a numit, vin cu un proiect tu și spui, domnule, eu de mâine, dacă dumneavoastră sunteți,
Doamne ajută să vă numească ministru mâine. Haideți să trecem peste. Așa. Vă luați niște consilieri. Pe cei doi. Și vin cei doi și vă sunt domn ministru. Haide, dumne, uite, promovăm legile astea. Una prin care terminăm cu corupția. Și gata, s-a rezolvat. Dacă nu vor, domnule, când ei nu vor, cum să zic eu, nu vrei să faci nimic, e ca și când te încheia la haină. Dom'le, începi să te încheie la haină de sus în jos. Nu, poate și de jos în sus, dar știi ce se întâmplă? Păi hai să-i dăm crezare băiatului ăsta, dumne, că nu e băiat în rău. Are și el bubele lui sau asta în cap, dar uite că a făcut un pas, n-a făcut nimeni treaba asta. Domnule, susținem să ne spună cum și-l ajutăm. Da, stați să concret. Vedem, stați să vedem ce urmează cu treaba asta. Să trebuie... le dea lista cu cei care au greșit și uite, o facem noi, publică la televizor. În primul rând îi trebuie cadrul legal ca să stopeze contrabanda, evaziunea și are cadrul legal. Cu sancțiuni ferme, cu intervenții ferme. Are, dar principala forță în țara noastră a fost, sper că a fost procuratora vreo 5 ani. Da. Haideți să continuăm cu treburile noastre, astea juridice. Se folosește în continuare cuvântul penali. Vreau să vă spun că această utilizare este penală. Adică este infracțiune. Dacă folosești cuvântul penal, nu există nicăieri în știința există. Dreptului. Nu, în Dex există. Dex nu spune. Ne interesează. Penal înseamnă un om condamnat. Nu e adevărat. Pentru, nu e adevărat pentru că se folosește penal și pentru necondamnați. Adică se folosește pentru oricine ai tu impresia ca că am furat sau cine știe ce a făcut. O chestie generică. Se folosește în propaganda politică. Așa este. Iar treaba asta este infracțiune, să știți. Pentru că folosirea lui abuzivă, nu în sensul așa, duce la infracțiune. Ca urmare, eu i-aș povățui pe aia care folosesc acest cuvânt să se mai orienteze, să se mai gândească și să nu prea mai folosească. Păi uite ce scrie aici, penal, Dex, dacă îmi permiteți. Domnul, referitor la infracțiune și la domnul, urmărirea și pedepsirea infractorilor. Domnul Marinescu, nu mă interesează și am să vă spun de ce. Am văzut că v-ați apucat să o căutați, pentru că sunt oameni care o folosesc pentru că oamenii ceilalți pentru care folosesc n-au să văd nicio infracțiune. Adică sunt în cercetare. Păi eu asta spun. Adevărul juridic, adevărul... E inculpat acum, sau cum se spune? Sunt oameni mari, cu funcții mari, care folosesc cuvântul ăsta față de oameni pe care probabil că nici nu-i cunosc. Dar au impresia că sunt așa, niște penali. Dar nu au fost condamnați, nu sunt cercetați și așa mai departe. Deci eu asta spun. Să fim foarte atenți când folosim așa ceva, pentru că cuvântul ăsta, pentru că în final, penal, stați un pic, penal nu există în niciun carte de drept, nu există așa ceva. Niciun fel de carte de drept penal. Da, da. Dom'le, să le zicem îngerași atunci. Cei nu care le zicem, nu le zicem, îngerași. Le spunem pe nume. Le spunem pe nume și ce credem noi că au făcut. Sunt dar noi spunem așa. Inculpați bine că sunt inculpați, când sunt anchetați în urmărire penală? Nu. Dacum. Una este inculpat, alta e suspect. Inculpat când e trimis martor. În instanță. Păi nu, când e trimis în instanță, cum sigur, e? Atunci. Urmărirea penală este... Inculpat când e trimis în instanță. Ia ziceți, domnul. În percepția mea, sau mai bine zic, ce mi-aș dori eu, să văd o justiție care să deruleze în felul următor. După ce este condamnat un infractor, după ce este condamnat, se poate face mediatizarea cazului pentru ca ceilalți așa să învețe. Nu este normal. Nu este bună această propagandă folosită în sens politic, de aici pornim. Așa ați învățat la facultate. Plimbăm. Păi așa am învățat, cel puțin așa am învățat. Și eu și dumneavoastră. De la un cap la altul, începând în toate fazele de urmărire și cercetării penale, să fie arătați la televizor. Păi dacă iese nevinovat. Exact. Dacă trei ani îl plimb în fața televizorului, s-a întâmplat așa ceva. S-au întâmplat. Eu nu zic că nu se fură. Noi pornim de la premisa că România se fură cu sutele de milioane. Doar am discutat miliarde, chestia asta. Miliardele, sutele de miliarde. Miliarde, da, așa. Dar din punct de vedere legal, urmărirea penală este secretă, nu trebuie dată publicității și vedem peste tot, că am mai vorbit aspectul ăsta și dățile trecute, toate organele de presă, sau marea majoritate, vorbesc, am aflat subiectul pe surse. Da. Păi, domnule, pe o parte
informatorii și colaboratorii serviciilor foste și actuale sunt băgați în derizoriu și, pe de altă parte, presa lucrează cu surse. Păi hai să vedem ce facem. Care produce delațiuni și care nu produce. Sigur. E, de aici încolo, mergând mai departe, fenomenul acesta. Dom'le, prezintă la televizor cazul unuia care a fost deja condamnat și spui cu subiect și predicat foarte clar ce a făcut, de ce a făcut, câți ani a dat și cum s-a recuperat prejudiciul. Dar până atunci, și invers problema. Că cei care vin, uitați-vă dumneavoastră, sunt televiziuni unde invitați sunt numai oameni care au probleme cu legea. Păi aici vezi, e treaba lor. Deci vezi din 4 invitați că cel puțin 3 sunt condamnați definitiv. Aveți dreptate. Ce, și aici e o problemă. Aveți dreptate și noi nu facem treaba asta. Da, așa este. Noi nu o invităm. Domnul profesor, și mai vezi ceva. Domnule, că dumneavoastră vorba este, sunteți o mare personalitate. O, și procuror și judecător sunteți, ce să zic, o oglindă pentru noi în domeniul juridic. Da, și sunteți. Și zic, nu e normal ca să vii tu în studio, nu vorbim de noi, vorbim de ăștia care sunt pe la toate televiziunile, care au probleme penale, să zic, și vin și comentează, știu, un anumit aspect, o anumită anchetă și procurorul n-are posibilitatea să spună un punct de vedere. Și în momentul, și vin avocat și susțin, și în momentul în care se ia o decizie definitivă, este comentat, niciodată nu vine judecătorul, nu vine avocatul celui care a fost inculpat să zică, domne, uite care e decizia, uite care e motivarea. Păi nu mai spune nimic. Ca să vedeți și pe urmă, asta spun, și să vedeți că a manipulat, tot timpul a manipulat și de fapt rechizitorul e cu totul altceva. În mod normal, domnul Marinescu, în mod normal nu are voie să vină niciun procuror, niciun judecător pe un dosar nu neapărat terminat, ci în anchetă, da. În anchetă. Și chiar dacă e terminat, n-are voie să vină. Da, eu sunt de acord, dar același regim ar trebui să-l aibă și avocații, să nu mai arunce cu hai să zic eu, cu noroi în justiție tot timpul, e cu minciuni, lor. Cu diversiuni, dar nu e normal. Deci un atac asupra justiției. Nu. Ce fac ei? Cu minciuni. Nu, asta sunt politice, cuvântări politice. Vă aduceți aminte? Stați un pic, dacă mint în continuu și manipulează. Lăsați-mă să vă dosar spun. E altceva. Păi lăsați-mă să vă spun. Astea sunt cuvântări politice, cum erați obișnuit dumneavoastră ca senator. Eu nu făceam, să știți, la subiect. Atunci, eu le arătam negru palb. Uitați și aici articolul 30 din Constituție ca să încheiem discuția. Așa. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine. Sunt interzise de lege defăimarea țării și a națiunii, îndemnul de la război de agresiune, la ură națională, la rasială de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial și la violență publică, ce s-a întâmplat la noi. Precum și manifestările obscene contrare bunor moravuri, ceea ce iarăși s-a întâmplat. Da. Și ați văzut că acum când a venit în Coacem, Piața Victoriei se pregătea o demonstrație. Aia ce poate să fie? Aia este... Nu vă întreb pe dumneavoastră, o întreb retoric. Aia este legală? Când se spune aici că n-ai voie să te dedai la violență publică? Păi ce s-a întâmplat în iarna trecută? Cum a fost, apropo de penali de care vorbeam noi înainte? Haideți să vedem și partea cealaltă a minciunii. Trebuie să vedem și partea bună, dar și partea aialaltă a minciunii. Spune Constituția, nu spun eu. Aia nici n-aveau de gând. Ați văzut ce violențe au fost în piață? Da. Aia era libertate de exprimare? Normal că nu era. Păi, dar asta vă vedeți, spun. Vedeți dumneavoastră, când văd oamenii atâta nedreptate în țara asta, văd că să fură imens, domnule. Spunea George Maior, și a fost publică declarația lui, conferință de presă a fost fostul șef al SRI-ului, spunea, zice, domnule, datorită nouă SRI-ului s-a redus, zice, atenție, economia neagră de la 28% la 27%, cu un punct procentual. Domnule, mare conferință, domnule, o rușine, domnule. Facem o pauză de câteva minute. Bună seara din nou, stimate telespectatoare și stimați telespectatori. Continuăm emisiunea asta, a noastră, asta foarte importantă, după părerea mea, nici o televiziune nu face așa ceva în țara asta, din câte am văzut și eu.
și din câte am participat la multe emisiuni. Continuăm cu ceea ce am discutat aici vis-a-vis de corupție și de abuzul în serviciu și comentăm puțin ce s-a întâmplat la Curtea Supremă, la Înalta Curte, cu Cosma, cu familia Cosma, adică băiat și tată. Adevărul, mi se pare că băiatul, că taicăsul e foarte deștept. Cosma al bătrân. Asta la altă e mai așa, mai... E mai fricos ca să nu... A fost o victoria presei, care au fost presa, partea presei mână-mână cu corupții. Cine a câștigat în toată chestia asta? Au câștigat ceva imagine, cei care au judecat și au fost cu două fețe, a zis, domne, nu ne punem rău cu televiziunile cu ăștia, îi simt bine, trimitem înapoi la fond procesul. Dacă mă lăsați să vă spun ce juridic înseamnă treaba aceasta. Da, sigur. O să vedeți ceea ce a comentat imediat, că vreau să vă dau cuvântul. Da. Ceea ce a comentat presa este zero. Da. În primul rând vreau să vă spun că în materie de abuz în serviciu este prima dată când se pronunță Curtea Supremă în complet de recurs. Acum celălalt este complet, alte complete sunt complete de interpretare. Nu sunt de judecat. Ăsta este prima dată. Mai iau un dosar Curtea Supremă și eu spun, domnule președinte, acum, chiar dacă nu prinde emisiunea, mai este un dosar cu 26 de oameni achitați pentru abuz în serviciu și încă nu s-a pronunțat de aproape un an asupra acelui recurs. Al treilea rând. Doamna era bine, după părerea mea, și am spus-o și la alte televiziuni, președinta în alte curți să solicite, mai bine zis, la cererea procurorului general, să solicite un punct de vedere comun pentru abuzul în serviciu și alte infracțiuni. Adică să nu lase așa, unele instanțe spun într-un fel, altele în alt fel. Pentru că cel puțin în materia acestui abuz în serviciu există problema asta. De ce? Pentru că abuzul în serviciu, și domnul Mitran înțelege ce îi spun, poate și dumneavoastră înțelegeți, chiar dacă nu sunteți jurist, sunteți un remarcabil inginer, mulțumesc, care știe multe lucruri și aș vrea să le aflu în final, din ingineria dumneavoastră, nu din... Din punctul ăsta de vedere. Din punctul ăsta de vedere. Această doamnă trebuia, repet, să sesizeze Curtea Supremă pentru a doua decizie de îndrumare. De ce? Și acum vă spun bomba. Nu toată lumea știe că abuzul în serviciu există și în codul penal, dar și în legea DNA-ului. Adică ca și cum abuzul în serviciu este infracțiune de corupție. Este o prostie asta. Abuzul în serviciu e altceva decât dacă persoana a luat bani, atunci sigur că se duce la mită, furt, la multe altele. Dar la abuz în serviciu este cu totul altceva. Este o pagubă. Nu a luat la bani. A creat o pagubă prin atitudinea lui. Mai mult, în codul penal există infracțiuni de serviciu și infracțiuni de abuz în serviciu. La infracțiuni de serviciu nu există intra-abuzul, ci la infracțiuni de abuz în serviciu. Vreau să vă spun că din punctul meu de vedere, profesor de drept constituțional, numai 3 sunt constituționale din toate aceste infracțiuni, din cele două capitole. Este incredibil. O să rămânem și fără luare de mită și fără dare de mită. Pentru că este pe același picior cu abuzul în serviciu. Ca urmare, ce s-a întâmplat acum? Este un fond încă nejudecat la recurs de un an de zile, repet, pentru 26 de oameni achitați. Achitați pentru abuz în serviciu. Aici, tot presa, cum ați început dumneavoastră să spuneți, a făcut așa un mare balon de săpun, nu știu de ce, dar mi-i închipui că a fost procuror, nu spun nimic, n-am nicio treabă să simtă cu musca pe căciulă respectivii. Însă a făcut așa un mare balon de săpun în condițiile în care, până la urmă, în recurs, în apel, s-a admis apelul, s-a dat înapoi la instanța de fond, nu s-a dispus achitarea. Repet, nu s-a dispus achitarea. Asta înseamnă că există probe care nu pot fi înlăturate, dar nu se știe care sunt ale. Care sunt reale și care nu sunt reale.
Pentru că sunt multe care, câteva probe care probabil că au stat la baza condamnării persoanei respective, care sunt false. Și atunci nu își permitea instanța să trimită înapoi la parchet, tocmai de acolo de unde au venit. Și intră la alt complet acolo, nu la același care păi, a judecat prima dată pe fond. Acum, cei de la fond pot să judece, să înlăture acele, n-aveau timp la recursul să face așa ceva. Să înlăture acele probe false, da. Să revadă ce mai rămâne, le evaluează și dacă într-adevăr nu se poate dispune condamnarea, poate eventual să-i achite sau să trimită înapoi la DNA pentru ca să continue cercetările. Însă, în condițiile astea, s-ar putea ca prescripția să fie în dificultate. Pe muche. Da. Și atunci tot... Dar spuneți-mi, domnul profesor, nu să suspendă prescripția? Până în momentul în care este condamnat, prescripția curge, prescripția răspunderii. Da, penale. Curge implacabil. A, nu se suspendă. Nu se suspendă niciun fel. Curge prescripția. Am înțeles. Dacă săvârșit astăzi infracțiune, începe peste 3 ani ancheta. Sunt 3 ani în prescripție și în continuare în anchetă ții 12 ani. 12 ani și cu 5, 3 fac 15 ani. Da. Prescripția s-a dus. Categoric. Deci, până la urmă, ideea aceasta a făcută, balonul s-a umflat de presă. Deci înainte să suspenda prescripția. Nu, niciodată nu s-a suspendat prescripția. Nici pe codul vechi. Numai prescripția executării, eventual. Dar prescripția răspunderii, nu. Sunt două prescripții. Da. Ce vreau să vă zic, aici s-a umflat balonul de către unele televiziuni. Și la acele televiziuni eu le-am spus că nu e așa. Realitatea e cu totul alta. Nu e așa de, l-a achitat, s-a terminat. Nu e adevărat. Procesul nu s-a încheiat. Procesul continuă. S-ar putea să continue peste... De la capăt. Sigur. Peste o lună. Dar sunt anumite probe, pentru că altfel nu admitea apelul. Îi dădea achitare. Îi dădea achitare sau gata, se încheia discuția. Deci înseamnă că sunt ceva probe în dosar de a date înapoi la fond. Dacă erau toate false, achita, la revedere. Da. Și nu mai avea treabă cu parchetul. Da. Dar înseamnă că sunt ceva probe. De aceea presa trebuie să fie foarte atentă. Asta care nu suntem noi, alte prese. Da. Că am văzut că toate au făcut, spreosebire de noi, au făcut această discuție. Gata, e achitat, s-a terminat cu DNA-ul, cu... Abuzul parchetului. Nu este adevărat. Da. Este al judecătorului. La fond, au fost condamnați la 5 ani și la 8 ani. Asta înseamnă că sunt ceva probe. Nu poți să păcălești pe un judecător de Curtea Supremă așa ușor. Că au închis ochii la unele probe, e altceva. Dar înseamnă că există ceva probe în dosar. Păi că e vorba de o delapidare de €1.000.000. Nu, e abuz în serviciu. Abuz în serviciu. Da. Pagubă aduce statului. Da. €1.000.000. Sunt o pagubă poate chiar mai mare. Dacă pagubă poate să fie mai mare sau mai mică. Probele care dovedesc săvârșirea infracțiunii respective sunt... Uite, pe codul penal la 1968 era condamnare la moarte. Peste $10.000. Asta era pe timpul celor. 100.000 de lei. Erau cam $10.000. Între timp s-a înființat Uniunea Europeană și Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Zice, domnule, ce s-a furat să rămână bun furat. Da. Că de-aia au și scos, cum spunea domnul Mitran, asta, asuminarea economiei naționale din codul penal, l-a scos Bica cu Odrea și cu Ponta, ca tot ce s-a, pe nou cod penal, ca tot ce s-a furat, să rămână bun furat. Fiindcă asuminarea economiei naționale era o faptă imprescriptibilă. Da, deci dacă unul a furat în 89 sau 90, oricând putea să fie anchetat. Păi, eu aș zice că fondul problemei la ceea ce am discutat până acum e următorul. Dacă parchetul, DNA-ul, își făcea datoria cum trebuie și era instrumentat dosarul de urmărire penală ca la carte, nu ne mai loveam de asemenea treburi. Domnul Mitran, gândiți-vă că putem merge gândirea mai departe, dar nu mai doresc să mai spun. 42% analfabeți. Și analfabeți care au terminat facultatea și au ajuns la DNA. Domnul profesor, am văzut la televizor procurorii care au instrumentat cazul. Domnule, poate unele au fost contrafăcute, discuții, cum tot vorbesc ăștia cu tot felul de chestii. Domnule, dar modul de exprimare și toate alea. Eu, dacă eram în locul șefei DNA-ului, îi trimiteam la control psihiatric pe ea. Nu, îi susține, n-ați văzut? Unitatea de elită. Cum să spun, domnule, așa ceva? Și pe de altă parte, când te uiți că
Sunt atâtea dosare. Dacă era făcut cum trebuie... Pagube imense care au fost ținute până s-au prescris și faptele nu s-au mai încă să asume. Microsoft-ul, uite, sau privatizarea Arlos Latina, dar da. Sunt multe. Am înțeles că au spus și la Inspecția Financiară, că am auzit raportul, sunt vreo 400 și ceva de dosare care au fost ținute până s-au prescris faptele. A fost Latina, să vedeți cum e Arlo acum. A fost, a fost. Și Osiș Boghiuri de la, distrus tot. De la Balș. Terminați. E nenorocire. Tot, tot era. La Dâmbovița centrală, ca după război arată. De la Doicești. Da. Știți cum arată? Da, ca după război. Știu, m-am închinat. Toată industria de profil. Și dacă stăm să ne gândim, deci cei care au condus România au făcut legislația în așa fel încât să încurajeze furtul și să nu se poată recupera absolut nimic. Absolut bineînțeles, nimic. Păi altfel intrau un... Absolut nimic. Și dacă ne mai absolut. Gândim cine a luat deci, industria siderurgică... Domnule, am mai spus-o și o mai repet. Corupții, corupții fac legea, corupții aplică legea, corupții îi judecă. Anchetează, judecă și salvează pe corupție. Vedeți, cu industria metalurgică și siderurgică, Ceaușescu, la un moment dat, i-a cam luxat pe ruși, pentru că au făcut Crivoi Rogu și nu prea mai avea nevoie de ruși. Da. Aveam combinate Avem. După Revoluție, rușii ce au privatizat? Metalurgia și siderurgia. Au distrus-o. Categoric. Au distrus-o. Tocmai ca o afrontă împotriva noastră. Noi nu ne-am dat seama de treaba asta. Păi nu, și-au dat front de lucru Crivoi Rogului, ce să mai... Păi nu mai există Crivoi Rog. Adică cel puțin fără noi. Am avut acolo concesiune. Am avut mult. Dar, vedeți, nici profesia asta de ofițer la SRI sau în securitate, când era înainte, n-a, sau poate n-au fost convingători. Ori ne-a spus, ori n-au fost convingători. Pentru că trebuia să spună la un moment dat, băi, se bagă rușii ca să ne desfințeze metalurgia și siderurgia. Nu pentru că a scăpat numai aia de la Galați. Că s-au luat indienii. Altfel, au luat-o indienii. Că au luat-o indienii, că au dat mai mult. Că mi-aduc aminte... Noi aveam 8% din producția mondială de oțel. Deci atâta producea România, 8% din producția mondială. Domnul, eu eram atunci secretar general adjunct la guvern. Și lucram și cu băiatul ăla care a fost la privatizarea, la vânzarea întreprinderilor, care a murit, cum îl chema? Mușătescu. Un om extraordinar, vă spun cu tot sufletul. Atunci am văzut eu cum se punea problema. Noroc că au venit acești indieni care au pus pe masă banii și s-a terminat cu rușii. Pentru că rușii erau primii. Au fost primii. Și la Sibiu. Și la... Da, nu și la Galați. Americani și nu veneau americani. Mai ales la Galați a fost bătălia mare, câțiva ani. A fost ca să poată să ia rușii și n-a reușit. Spunea, v-am spus, poate dacă considerați să-l invitați o dată pe fostul ministru al privatizării, Valentin Ionescu, și îmi spunea... Da, am zis. Da, zice, domnule, venea, nu știu, Dori Marian, care era la președinție, și îmi spunea... Nu, domnule, haideți să nu dăm. Și spunea, uite, asta e lista, astea sunt întreprinderile pe care le dai lui Popescu, lui Ionescu. Așa și Valentin Ionescu, păi zice, stai, domnule, dar cu ce girează? Nu-i treaba ta. Te dăm afară dacă nu faci. Și domnule, m-au dat afară. L-au ținut, nu știu dacă au ținut un an de zile. Nu, câteva 3-4 luni. Câteva luni. Haideți să-l invităm să știe și telespectatorii ce s-a întâmplat atunci, în 94. Ce, domnule? 93. Stai, o decizie politică. Domnilor, eu vă mai pun în discuție o problemă care este juridică și cred că e ultima. Lăsăm la o parte că Dragnea să e părât de Nițulescu și Nițulescu de Dragnea, dar numai atât, spunem. Modul s-a reglementat acum prin legile astea ale justiției, cum sunt numiți procurorii șefi și chiar și președinta Curții Supreme, scoțându-i într-un fel de la controlul președintelui. Vedeți, dumneavoastră, Constituția spune foarte, foarte clar, fără să facă excepții, că procurorii și judecătorii sunt numiți în funcții, care sunt procuror șef, general și așa, de către președinte. Da, la propunerea CSM-ului. La propunerea CSM-ului, sigur. Acum, cei care au făcut legile justiției, asta e una, pentru că suntem în contextul ăsta. Au spus așa, nu. Haideți să-i scoatem pe ăștia, pentru că nu spune Constituția că îi numește și pe șefi. Uh-huh.
Asta este o, cum să vă spun, este o făcătură de, da, da, da. De oameni, o făcătură a oamenilor care este împotriva Constituției. Da, da. Da. Și am spus-o de multe ori, am spus-o la televiziuni, am spus-o pe peste și la radio și peste tot. Când spui că îi numește în funcție pe procurori și judecători, sigur că se înțelege că îi numește și în funcție de șefi, sigur. Și în funcție de neșefi. Sigur. În funcție. Sigur, în funcție, numești, da. Pe procurori ăștia care da. Sunt procurori. Da. Ceea ce înseamnă că numirea lor ca șefi iese din procuror. Sigur. Sau din judecător. Da. Altă treabă, a doua treabă care o găseniță extraordinară este că președintele, nu contează cine e, poate să refuze o singură dată un ministru sau numirea unui procuror sau judecător. Cum adică? De unde din puțul gândirii așa, din ce a putut să iasă? Și un ministru poate să-l, cum să vă spun, să-l refuze nu numai o singură dată, ci de 1000 de ori. În Olanda și în Italia au fost crize politice pentru că a refuzat primul ministru, numirea primului ministru, l-a refuzat un an de zile șeful statului, președinte sau rege. Și la noi nu se poate așa ceva. Eu vă dau argumentul, excelență. Și la procurori la fel. Cum adică să... Stați puțin, domnul profesor, pe legea nouă, cine propune, spre exemplu, procurorul șef... CSM-ul. CSM-ul nu-l propune ministrul ministrul justiției. Și CSM-ul numește. Că, stați puțin. Președintele. Ministrul justiției îl propune, da. CSM-ul dă un aviz acord, consultativ. Un acord. Acord da. Și îl numește, președinte. Da. O singură dată nu poate să și poate cum să vor refuze. Acum? Acum să nu mai ajungă la președinte? Da. Deci să fie politic. Adică, șeful procuratorii sau șeful să fie instanței propus supreme, de ministrul justiției. Să fie propus de ministrul justiției. E politic atunci, total politic. Și mai e o chestie mai gravă. Da. Pentru că, după cum am văzut în ultima perioadă, că nu se mai acceptă ceea ce se întâmplă numai la noi, dacă s-a întâmplat până la capăt, așa, avize de la serviciile de informații, nu se mai acceptă, că nu acceptă da. Premierul, nu mai acceptă nu știu nu cine. Nu acceptă pentru anumite funcții, da, acceptă. Păi stai să vă spun, aici, nu interesează. Aici era totuși un filtru. Da. Dom'le, numește partidul pe un individ ministru, nu ia referințe de nicăieri despre el și mai rămâne filtrul președintelui, care subordonează... Păi stați așa, subordonează serviciile de informații. Vine informare de la un serviciu de informații, din câte sunt, dom'le, ăsta. Apropo, câte sunt? 7. Două sunt principale. Nu, câte sunt total? În total, câte sunt? Eu vă spun cele principale, domnule. Sunt vreo 20? De informații? Nu sunt. Vreo 7, cred că sunt. Nu, numai dacă își fac, numărăm 20, dacă numărăm și pe alea de la partide. Și atunci le extindem. Nu, că sunt ilegale alea. Da. Ilegale, dar funcționează, da. Zicem noi. Deci e singurul filtru prin care acționează președintele și nu trebuie să dea explicații de ce nu-l așa pune e. Președinte, de ce nu-l pune ministru. Am avut niște cazuri mai mulțimi da. Ani. Acum asta trebuie să existe. Acum din punctul meu de vedere e o greșeală că nu s-a lăsat la nivelul o singură dată poate să o facă. Eu nu iau apărarea președintelui. Nu, e chestie normală, domnule. Nu mă interesează. Dar e normal, domnul profesor, fiindcă este ales cu cel mai mare număr de voturi din România. Mai mult și decât partidul de guvernământ. Uite, domnul Iohannis, cu bune cu rele, e ares de 6 milioane și ceva de oameni, până când PSD-ul de 3 milioane și ceva. Da. Trească seriu. Vreau să vă spun un lucru care și cu asta încheie acest subiect, ca să intrăm în subiectul nostru principal. Deci, președintele poate să refuze o singură dată numirea unui procuror general ca și unui ministru. A unui ministru și a președintei Curtei Supreme. Eu aiureală. Mă rog, n-are importanță. Dar vreau să vă spun altceva. Și să-i amintesc domnului Iohannis, că poate nu știe, este că în 1919 adunarea sașilor a fost de acord cu unirea. Dumnealui nici măcar n-a fost astăzi unde a trebuit să fie. A trimis un mesaj. Poate n-a fost în țară. Domnul nu mai faceți cu ochiul că vă părăsc la populație. N-a fost în țara asta. Nu există așa ceva, domnule. Într-o asemenea zi, n-ai cum să nu fii în țară. Nu suntem noi trei. Este un om care deține cea mai importantă funcție în stat.
Nu există așa. N-a fost lăsat de la împărăție. Nu știu. Dacă doamna Merkel i-a spus, stai în banca ta, nu te băga în chestii de astea. Eu nu știu dacă să nu agiți apele. Nu știu dacă i-a spus așa. Dar Sashi, repet, în 1919, adunarea săsească a fost singura adunare, nu ungurească sau alta. A fost de acord cu unirea. Iar dânsul a fost șeful organizației sașilor în România. Dom'le, da. Poate i-a spus, am luat la cunoștință și mă consider informat și cu asta. Nu. No. Cea mai mare personalitate din România, n-are cum să spun așa, să ne dea la... Pe a venit până și prințesa Margareta. Vedeți dumneavoastră, asta e treaba. Coroane. Știți ce se întâmplă? Da. Acum am asistat la lupta pentru... lupta politică pentru voturile celor 800.000 de moldoveni, de basarabeni, care au cetățenie românească. Și să bate pe de o parte, toate partidele se bat. L-am văzut pe domnul Dragnea, care a spus, domnule, sunt de acord să ne unim să nu știu ce. Cu ochii pe voturile astea, 800.000 de voturi. Cu ochii pe ceas. Cu ochii pe ceas. Hai să mergem mai repede. Domnul Traian Băsescu la fel, știind că 800.000 de voturi de cetățeni, da, care au moldoveni, basarabeni, care au cetățenia, înseamnă mult. Înseamnă, cum a spus dumneavoastră, cam 10% din electoratul, exact, care votează. Că votează în jur de 5 milioane, hai să zic, 5-6 nu, milioane. Nu, e mai mult. Dacă votează, nu votează 5-6. Bun, 7 milioane și tot e mai mult de 10%, înseamnă cele 800. Am spus așa, Modogrescu, că poate cam nu se duc la 15% e trebuie. Cam 15%. Deci, dom'le, înseamnă extraordinar de mult. Traian Băsescu s-a asigurat cu partidul lui că o să intre în Parlament dacă tot merge cu ideea asta. Deși toată lumea știe, și Iohannis, și ei știu, că nu se poate face unirea din două motive. Pe de o parte, românii din Basarabia mai sunt o treime și toate sondajele indică faptul că, da, doar 31% dintre moldoveni dor unirea cu Basarabia, că restul sunt ucraineni și ruși și la revedere, nu se face sub nicio formă. Și tătari și evrei și așa mai. Dar ce se întâmplă? Pe an ce trece se depopulează Basarabia de români, fiindcă tinerii au cetățenie și vin spre România și de România pac, pleacă mai departe o trambulină de lansare în Europa. Deci o să vedeți că în fiecare... Deci în momentul de față, concret, anul trecut, chiar vorbeam la statistică, 28% dintre basarabeni mai sunt români. Deci și până la urmă se poate face vreo unire? Sau? Sub nicio formă nu se poate face, fiindcă faci un referendum și ungurii și ucrainenii și rușii nu vor să se lipească. Păi au fost două. Pe de altă parte. Două referendumuri au fost și au ieșit așa. Și au ieșit așa, cu un jur de 30%. Dar mai e pacea de la Paris. Și doi, stați puțin. Mai e pacea de la Paris. Și stabili granițele. Sigur că da. Și doi, niciodată nu cedează Rusia, care se înțelege foarte bine cu Merkel, care se înțelege foarte bine cu Europa, că ei sunt furnizorii de gaze, nu o să cedeze niciun metru pătrat de teren, sub nicio formă. Domnul Marinescu, vă și mai nici spun, americanii. Vă mai spun și declarația... Cum a spus, da, cum a spus domnul colonel, după al doilea război mondial, nu se pot reface granițele. Și cu asta basta. Sigur, sigur. Adică vorbim vorbe. S-au pentru că cele patru puteri Ialta trebuie să fie de acord. Și Malta, bineînțeles, bineînțeles. Inclusiv Rusia. Și Rusia nu o să fie niciodată. Totdeauna, ce spuneți foarte bine, deciziile importante ale României au fost luate de materiile puteri. Întotdeauna. Și revin imediat. Vedeți dumneavoastră, în Uniunea Europeană a spus așa, domnule, în viitor apropiat ne orientăm și includem în Uniunea Europeană și țările, o parte din țările din aici, din de lângă noi, cum îi spune, din Balcani, din Balcan, atâta. Deci cu privire la extinderea Bulgaria și România, atât. Exact, Bulgaria, România, păi au vorbit de... Închid arcul. Și nu mai au nevoie de altceva. Țările balcanice și s-a terminat, au ieșire la mare, auto, nu mai vor altceva. Americanii, ambasadorul Americii la Chișinău a spus foarte clar, nu se pune problema unirii dintre, ce s-a băgat el, dar și-a spus punctul de vedere, dintre Basarabia și România. Deci, ăsta este cuvântul. Domnul Marinescu, deci e imposibil. Să ne uităm la fișul ăsta și să vorbim câteva aspecte despre unire. Da. Și o să permiteți întâi să fac o introducere. Sigur. Ideea de unire la români și la toate popoarele care au trăit pe teritoriul ăsta a fost de mult. A fost cel puțin dinainte de 550 înainte erei noastre. Când a ajuns aici Darius
S-a unit Geto Daci împotriva lui și a lui Lysimach. S-au unit, deci era ideea de unire. Întotdeauna a fost. Și întotdeauna, sigur. Și va fi în continuare. Sigur. Pentru apărarea integrității teritoriului și a persoanelor. Adică împotriva oricărui atac. Era întotdeauna în fața, în legătură cu unirea, cauza unirii a fost atacul din afară. Întotdeauna, absolut întotdeauna. Și acum, în 1918, a fost la fel. Pentru că Austria și Turcia se pregăteau să atace. Da. Până la urmă, Turcia au acceptat ce au acceptat. Au acceptat unirea aceea a lui Cuza. Austriecii n-au acceptat unirea și până a devenit caducă. Adică ei și acum visează la teritoriile pe care le avea aici în Bucovina și în Transilvania. Da. Acum, dați-mi voie să spun câteva momente ale... N-avem timp. Acum, probabil că o să facem mai pe larg altă dată cu treaba aceasta cu unirea. Primul care a făcut, într-adevăr, unire a fost un spaniol, Castaldi. Da. Incredibil. Care, înainte de Sigismund Bathory... Corect, așa este. 1500 și ceva. 595. Mă rog, mai devreme. Nu, că a fost... Nu, Sigismund, 1595 mai devreme a fost, că atunci la 95 a apărut Mihai Viteazul. În 1551-56 au fost Castaldi, un spaniol care a încercat... Un general. Spune, da, un general. Care a încercat să unească... L-a unit sub conducerea lui, pentru că era un general. Și a unit Moldova, pentru că l-a aruncat pe domnul Moldovei, a unit și Țara Românească, pentru că s-a înțeles cu el, el era în Transilvania și a unit cele trei țări. Sigur că am trecut de la daci și la romani de mult. Era general Sfântului Imperiului Roman. Exact. Sfântului Imperiul totul Roman. A fost sub, sigur, Rudolf al II-lea. Rudolf, corect. Care era împărat al Sfântului Imperiu. Apoi a urmat Sigismund Bathory, care, sigur, a făcut exact același lucru. Da. A unit cele trei țări române, i-a îndepărtat pe toți și a fost el, Mihai Viteazul era adjunctul lui Sigismund Bathory. Da, corect, așa este. A urmat... Era supusul lui în... Nu, adjunct, nu era supus. Hai să zic, în Țara Românească, aici, în, da, Valahia. Da. De-aia a fost simultan și războiul ăsta de la... O să continuăm după pauză. Da. Întrerupem puțin ca să facem o mică pauză. Bună seara din nou, dragi telespectatori și dragi telespectatori. Să continuăm. Așa cum vă spuneam, după Castaldi, care, mă rog, a trebuit să renunțe la conducerea celor trei țări române, un an a funcționat, a fost Sigismund Bathory și apoi Andrei Bathory, care era fiul său. Însă după Andrei Bathory a venit din nou Sigismund Bathory, care a făcut o anumită unire a celor trei țări române și Castaldi și el, numindu-se un fel de șef în latinește, un fel de șef al celor trei țări române. Sigur că după aceea a urmat Mihai Viteazul la 1595. 1595, când a început... Unirea cu toate trei, la, nu, Alba Iulie. Când a început campania. A, când a început, corect. A început și Castaldi la ce an a fost? 1551. 1551. Până 56. 5 ani. 5 ani a fost el planificat, dar n-a făcut 5 ani. Ce se întâmplă? Mihai Viteazul la 1559 a început cu bătălia cu turcii, de aici, din sud, de la Călugăreni, scuzați-mă, și s-a spus pe peste toate posturile și toate cursurile că a câștigat împotriva turcilor. Că și-a rupt dinții, nu știu care, sultan sau... Vreau să vă spun că în realitate e alta, că Mihai Viteazul, spre sfârșitul bătăliei, a fugit către munți și a lăsat Călugărenii așa cum era. L-au urmărit turcii, dar nu au mai putut să-l mai învingă, că n-avea pe unde să-l învingă. A fugit în munți. A fugit în munți și s-au retras. Apoi a urmat campania din Bulgaria, din sudul Dunării. De fapt, campanii de-astea a făcut și Aron, domnul Moldovei,
Petru Aron. Petru Aron a făcut și, și pe stângă, mai ales acolo, în zona deltei. Da, așa. Iar, iar Mihai Viteazu a făcut în stânga și în dreapta Dunării foarte multe orașe până s-a ajuns la Edirne, la Adrianopolul de astăzi, și care, la un moment dat, putea să fie ocupat de Mihai Viteazu. Deci intra în Turcia. Ce vreau să vă spun însă? Vedeți dumneavoastră, Mihai Viteazu nu a fost un patriot, a fost pentru el. Normal, ca tot el a vrut să, să fie șef pe toate teritoriile astea și nu pentru români. Ce s-a întâmplat mai departe? Sigur că până la urmă... Era pus de Rudolf al Doilea. Și Moldova. Da, Rudolf al Doilea a avut, al Doilea. A fost de acord. Chiar a fost de acord el la un moment dat. I-a dat și trupe. Da, și însă până la urmă, până la urmă Moldova a fost pierdută de către el, a pierdut și Transilvania și a revenit, nu vă spun toată povestea că înseamnă multe pagini, a revenit în țară tot cu ajutorul lui Rudolf al Doilea, care l-a ajutat și l-a ajutat și prima dată, tot cu ajutorul lui, dar după ce a câștigat de la Schellenberg, a câștigat bătălia de la Schellenberg, Andrei Batorina. Ultima lui, da. Ultima lui bătălie, tot Basna a cerut aprobarea ca să-l omoare. Și a luat loc. La Rudolf. Și a luat loc. 1601. La 1601, după Schellenberg, a fost omorât, capul i-a fost furat de către sârbi. Unii spun că de către un român, un, mă rog, n-are importanță, nu ne... Păi asta era cutul, mai tăia capul și mâna și o cea. Da, însă l-a furat pe capul și el este, capul este mormântat la Mănăstirea Dealu, de la Târgoviște. Iar trupul i-a fost găsit acum de curând, nu știu ce mai e cu el, sper să vedem, însă e, trupul a fost înmormântat la Turda, lângă Turda, unde a avut loc la 1601 bătălia de la Schellenberg. Vedeți, mai departe, este, și asta a fost o încercare de unire. Deci tot timpul, întotdeauna a fost încercat, au fost încercări. 1800... Era de fapt de expansiune mai mult pentru el și cu pentru el, Movilă de... când l-a bătut pe ăsta, pe domnitorul Moldovei, dar vedeți dumneavoastră, Petru istorie Aron sau Movilă? Movilă Petru era polonez. Petru Movilă. Pentru Petru, susținut de polonezi. Da, Petru Movilă, Petru Movilă l-a bătut, da. Și s-a instalat el ca domnitor și în Moldova. Dar el pe unde mergea, ducea unde război de expansiune, distrugeau comunile, violau pentru femei el. Și pe... Da, da, exact asta. Între face. Timp asta a legat istorie. Și pe Iobași de la 1600, da. I-a legat de teren. Corect. Ca să nu mai plece de acolo, ca să aibă el, corect. Să aibă loc de unde să culeagă, da. Ostași pentru armata lui. Corect. El reprezenta interesele Sfântului Imperiu Roman. Asta cam așa e, lui Rudolf al Doilea, da. Era în primul. Care avea interes, domn profesor, să, da. Le spunem că ei întotdeauna marile puteri aveau interes ca să unească cele trei țări, să formeze un scut, exact. Din ele împotriva ca și, Imperiului ca și, Otoman și ca și în alte perioade. Exact. Ca și în alte perioade. Târziu, nu... Ca și acum. Sigur. Ca și acum. Mai departe, este 1859, sigur, în care tot așa a existat o situație favorabilă după congresul de la Congresul la Paris după războiul de la 1853-56, războiul Crimei, când Rusia fusese făcută praf pe câmpul de luptă de englezi, francezi și turci. Corect. Și atunci, sigur că Turcia căpătase importanță în țările române. Era prima oară când turcii băteau pe ruși. Pe ruși, în istorie. În istorie. În istorie, când i-au bătut pe ruși. Cu ajutorul francezilor și englezi. Tocmai de-aia. Tocmai de-aia, să știți că și Napoleon al III-lea a dat în coadă și a fost alături de români. L-a susținut pe Cuza până la urmă, chiar dacă era o uniune personală, adică fusese ales în ambele țări, în 5 ianuarie și în 24 ianuarie. Numai că, ce vreau să spun aici, și bun, vă dau cuvântul să vă spuneți punctul de vedere. Ce vreau să vă spun este că turcii care câștigase războiul Crimeei și care erau stăpâni în țară, în cele trei țări române, și chiar în Transilvania, a fost chiar pașalic până la 1000, mă rog, n-are importanță. 1526 a fost la Mohaci. A fost bătălia de la Mohaci și 1540 a fost l-au pus pe ăsta, pe domnitor, pe, uitați că îmi scapă acum, Zapolia. Da, Zapolia. Da. E,
Napoleon al III-lea a avut interesul ca să-și impună punctul de vedere, cum și-a impus și la rege. Corect, așa este. Și acum și l-a impus și atunci și l-a impus. La regele, primul rege, Carol I. El a avut interesul să se încheie totuși congresul pentru ca să înceapă o perioadă de pace care era interesul lui. Cum a făcut doamna Merkel acum. Așa. Ce se întâmplă însă la 1857 și foarte interesant, congresul s-a întrerupt, că a durat până în 58, pentru ca să întrunească, să fie alese adunările ad hoc. Și ca să hotărească ce vor românii. Adică nu era important, era important să stabilească. Românii au stabilit ceva și puterile, marile puteri au decis altceva. În orice caz, au decis că va fi fiecare principat va avea un domn, un principe. Numai că n-au stabilit ce se întâmplă dacă e același principe ales. Românii hoți au ales pe același om, pe 25 ianuarie și pe 24. Problema este alta. Și așa trebuie să le băgăm în cap profesorii de istorie. N-a fost recunoscută Unirea până în ianuarie 1862. 24 ianuarie. Când Abdulaziz, da. Tot pe 24 ianuarie. Când sultanul Abdulaziz a dat firmanul de recunoaștere, în timp ce austriecii au insistat în părerea lor că nu trebuie să existe unire. Și până a devenit caduc, așa cum v-am spus da, înainte. Da, să da. Mai spune ceva, domnul profesor, ce foarte bine spuneți dumneavoastră, că la intervenția lui Napoleon al III-lea, Abdulaziz a semnat firmanul, s-a dus pe 2-3 decembrie 1861 Alexandru Ioan Cuza, da, așa cu tumă erai pupa papucu, i-a dat firmanul și a venit pe 24 ianuarie în Parlamentul reunit la Patriarhie și a arătat și abia de atunci s-a produs unirea. 24 ianuarie 1862. E bine că ați precizat că 59. Toate televiziunile vorbesc de unire 24 ianuarie 1859. Nu avea nicio importanță. Guverne separate, parlamente din separate. Din 1962 au început și reformele. Corect. Și Cuza a luat problema da, mână. Da. Mai ales că după 1962 a fost și lovitura de stat, din 2 mai, ca să facă ceea ce vreau ei, el parlament. Eu însă reduc, eu nu dezvolt. Și pe urmă, stați un pic. Sigur că treaba aceasta a fost ca să... a avut o importanță, însă Napoleon al III-lea a pierdut războiul de la 1870 cu Germania. Rusia și gata. La 1871, în 18 ianuarie, a fost declarat primul imperiu german. Da. Unde? De către Bismarck. Bismarck, da. La Versailles. În sala tronului de la Versailles. Da. În 18 ianuarie. Dar toate se petrec în ianuarie, văd. Și după aceea, atunci, poporul francez l-a înlăturat de la putere și s-a dat un decret al revoluționarilor, care revoluționa între ghilimele, în care a spus că niciun membru al familiei Napoleon să nu mai fie conducător al Franței datorită acestui lucru. Da. Bine, o să povestim atunci din Paris, cum au ajuns ei la război, pentru că și el... Și regele Germaniei, a Prusiei, de fapt, aveau pretenții la tronul Spaniei. Da, da. Și atunci s-a făcut, i-a spus lui Brătianu să se ducă la, nu la Filip I al Belgiei, ci să ducă în Germania, ca în felul ăsta să-și înstrângă relațiile cu Germania și eventual să câștige tronul Spaniei alături de Franța. Da. Dar n-a reușit pentru că a mâncat bătaie la... Vă știți foarte bine. Da, așa. Napoleon s-a terminat cu el, însă la 1877 sigur ne-am câștigat independența. Asta e prima. Da, e de menționat. La 1877-78, cum spuneți dumneavoastră, războiul de independență. Domnule, am câștigat noi, rușii, împreună cu noi am scos pe turci din Dobrogea. Nu, ne-am dus noi peste ei. Atenție, i-am scos. Ne-am dus pe noi peste ei. Fără ruși nu făceam nimic, da, nu se pune problema. Sigur. Dar ne-au luat rușii Buceagul înapoi. Da. Ieșirea la mare e foarte important. Da. Că vedeți, Napoleon al III-lea... Da, și Dobrogea. Păi, ne-am luat-o noi înapoi, dar rușii ne-au luat Buceagul. Ne-au luat Buceagul? Trei regiuni, Ismail, Cahul și Bolgrad. Stați un pic. Ne-au luat Buceagul și le-au dat bulgarilor cele trei de-asta din sudul Dobrogei, cum îl cheamă. Adică cele trei regiuni. Cahulul. Așa.
Da. Au fost date bulgarilor. Și acum sunt acolo. Sunt, nu sunt la noi. Sunt la ucraineni acum. Sunt la ucraineni, că e acolo. Este, cum să zic eu, Basarabia istorică. Chiar în sud. Sud, da, chiar da. Basarabia istorică. Dar și zona din sudul Dobrogei a fost dată bulgarilor. Aia am pierdut-o în 1940, mă rog, pe 7 septembrie. Au dat-o, da, bulgarilor. Așa este, cum spuneți voi. Dar e de spus că în 1812, prin pacea de la Hanul Manuc, în urma războiului ruso-turc, noi am pierdut Basarabia prima dată, deci e foarte important. Eu n-am dezvoltat. Nu, că vreau să completez. Foarte bine. În 1812 a fost Republica Democrată Moldova. Da, da. Care era o țară în cadrul Federației Ruse. Asta, Republica asta, a intrat sub, sau mai bine zis, s-a declarat independentă sub numele de Basarabia și a participat la unire. Asta, Republica asta democratică. Da, 1918, da. Nu, 1812 a fost Republica Democrată Moldova. Păi ea făcea parte din Rusia, din Moldova. Din Imperiul, Imperiul Rus. La din Imperiul Țarist. Ne-au luat-o rușii, 1812. Ne-au luat-o și și-a luat numele de Republica Democrată Moldova. Da, ne-au luat-o atunci, da. Da. Haideți să mergem mai departe. Era noastră. Ce s-a întâmplat mai departe? După părerea mea, mai departe, și cred că și dumneavoastră, după ce o să vă spun, unirea oricum se făcea. Corect. Nu erau obligații. 100% aveți dreptate. Nu erau consilii, comitete, Paris, Austria, Turcia. Unirea cea mare. Nici nu mai era nevoie. Pentru că. Corect. Spuneți dumneavoastră. Corect. Păi, de ce se făcea? Haideți să ne uităm cine a făcut unirea, domnule. Nu. De ce se făcea unirea? Păi, pentru că vă spun, rușii Rusia, pierduse... La 1917... 1917, deja Imperiul Țarist căzuse. Și făcuse pace cu Germania. Și făcuse pace cu Germania. Exact. Și mai mult de atâta. Să nu uităm cine l-a trimis pe Alexandru Marghiloman. Stați un pic, e departe Marghiloman. Da, da. Bucovina, Austria, era terminată. Da, corect. Nu mai avea nicio problemă. Că Imperiul Austro-Ungar deja se pierduse războiul, s-a terminat. Așa. Și pe Ungaria, de 28 noiembrie s-a unit cu Ungaria țara și Austria pentru Transilvania nu mai contau deloc. Nu mai contau deloc, corect. Ca urmare, unirea se făcea oricum. La 1 decembrie, la 26 aprilie. Sigur. Să știți că, apropo de treaba asta, Basarabia... Și nu murea nimeni. Basarabia s-a unit cu România la 9 aprilie, nu la 27, adică astăzi. Pentru că 27 este după calendarul vechi. Da. Calendarul nostru e 9 aprilie. Da. Ca urmare, sărbătoarea asta trebuia făcută pe 9 aprilie. Da. Nu astăzi. Da. Și atunci este prima țară românească care s-a unit cu România. Acolo Ion... Marghiloman? Nu, Ion... uite că îmi scapă acum. Dați-mi puțin... uite, e Inculeț. Ion Inculeț a citit declarația și actul de unire. Da. El a fost dus lui Ferdinand și acum dumneavoastră spuneți, Marghiloman a fost trimis de marele puteri, să nu uităm că noi l-a contrasemnat. Exact. De unire cu Basarabia. Exact. Dar noi să nu uităm că deja nemții erau peste noi din 1916, așa, eram sub ocupație germană, guvernul era mutat la Iași cu regele și așa mai departe, regina. Marghiloman focusați actul de Alexandru Marghiloman negocia deja cu marile puteri, cu Imperiul German și Austro-Ungar, pacea de la Buftea, pe 20 februarie, pe data de 5 martie 1918, semnase deja un protocol preliminar și finalul a semnat pe 7 mai 1918 cu privire la pacea de la Buftea. Și, cum să zic eu, tot protocolul... De la București a fost un dezastru cu Germania. A fost un dezastru. Era stabilită de nemții. El a zis da la tot. Da. Vreți Dobrogea, luați Dobrogea. Tot ce vreți, luați în sfârșit. Și, atenție, el a fost trimis de marile puteri ca să mute granița României de la Prut la Nistru și a zis, băi, te duci tu din partea noastră, noi îți dăm ok-ul și faci unirea ca să mutăm războiul de la Prut să-l mutăm. Și așa s-a ajuns Marghiloman acolo. Dumnezeu, ăsta e adevărul. Sunt cronici istorice care spune foarte clar. Și el s-a dus în sfatul țării, în parlamentul de la
Chișinău și au votat. Să știți că cu sub anumite condiții. Eu am vorbit la Frankfurt. Au vrut să fie independenți totuși. Am vorbit la Frankfurt am mai în Germania cu nepoata lui. Lumar Ghiloman, care este acolo retrasă în Germania. Da. Acolo unde bunica sa a fost agreat și cu care a lucrat, cu Germania, căsătorită cu un arhitect și se spunea, cum să vă spun eu nu îndrăzneam, că eram pe teritoriul lor acum, la Frankfurt, acolo în Germania. Îmi spunea foarte multe lucruri bune. Eu știam ce a făcut el pentru avocatul Marc Ghiloman, exact. Pentru România, sau ce n-a făcut pentru România, ci pentru el. A vândut-o cu totul. El era conservator. Da. Nu era. Și conservatorii atunci se luptau tare la putere cu liberalii care se despinseseră de Partidul Social Democrat. Ei se înființase în 1873, iar socialdemocrații în 1893. Da. Și era o bătălie atunci pentru putere extraordinară. El era conservator, Marc Ghiloman. Mai departe, vedeți dumneavoastră, oricum, așa cum a spus și domnul senator, unirea se făcea oricum. De aceea nu trebuie să... Trebuie să fim foarte atenți la ce spunem, unirea din 1918. Pentru că tot ce era la granițele noastre erau căzute. Căzute tot, da. Adică s-a făcut fără niciun fel de... Ceea ce vreau să vă spun... Fără câini din partea marilor puteri. Exact. Exact asta. Ce vreau să vă zic este că, până la urmă, și Ungaria a fost de acord și mai ales o adunare a sașilor a fost de acord cu unirea. Asta îi spunem domnului Iohannis, care astăzi n-a fost la nicio sărbătoare. Poate că o să vină pe 9 aprilie. Se va reface după emisiunea asta ideea și o să se întrunească pe 9 aprilie. La altă festivitate. La altă festivitate. Da, 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 da. Cam asta a fost, după părerea mea, unirea. Și încă o dovadă că oricum să realiza lucrul ăsta, să nu uităm că noi cât am intrat în război împotriva puterilor centrale la timpul respectiv, pe 3 zile. În primul război? În primul război, 3 1916. Zile. Păi, da, când am intrat în da, și noi, 3 zile. S-a făcut pacea de la București, pentru că a doua pace. Au venit bulgarii și nemții și ne-au ocupat. Mackensen a fost șeful. Pentru că toată armata s-a dus în Transilvania. Fără rezistență. Fără rezistență, că toată armata era în Transilvania. Mult, deci, când s-a definitivat, hai să zic eu, Marea Unire a fost pe 4 iunie 1920, da. La Trianon, așa când, este. Când, așa este. Când președintele Franței, Georges Clemenceau, împreună cu președintele statului Udo Wilson, au stabilit granițele României. Exact. Și nici măcar nu l-au primit pe Brătianu și Regina Maria au vrut să ducă și ei, da, să nu i-au primit la ședință. Au fost mai multe retratate. Au fost, da, și nu, cu puterile centrale și Ungaria. 1919. Sigur, au fost mai multe, dar vorbesc centrale. De asta. De 4, Ungaria. Când s-au stabilit granițe. Au fost trei tratate. Cu puterile centrale și Austria, dar în special cu Ungaria, pentru recunoașterea preluării Crișanei, Banatului Crișanei. Banatul de Vest s-a recunoscut pentru sârbi. Da. Crișanei, Maramureșului și așa mai departe. Sătmarului. Așa. Satul Mare. Aia a fost una. Da. Apoi a fost cea de 1920 de la Trianon, da, aia în care... Cea mai important, acolo s-au stabilit granițele. Exact. Și atenție, statul român a fost considerat stat beligerant. N-a fost stat aliat. Da, asta a fost cu Ungaria. Și mai am a fost unul cu puterile centrale, primul. Da. Care a fost cu puterile centrale în care au recunoscut rezultatele războiului. Sigur că, repet, nu știu de ce istoricii, poate că habar n-au. Antanta au spus clar, România a fost stat beligerant. Exact. Exact. De-aia nu i-au primit la ședință. Și să știți că, după părerea mea, Franța a avut și Napoleon al III-lea. Da, da. Pentru noi a fost foarte, foarte important rolul. Pentru francez nu. Tot timpul, da. Pentru francez nu. Și, da, Georges Clemenceau, da. El de fapt a stabilit granițele și am făcut Marea Unire și dacă ei, domnule, n-avem niciun fel de recunoștință față de Georges Clemenceau, președintele Franței de la timpul respectiv, avem denumit o stradă din centru cu numele lui Georges Clemenceau. El a făcut Marea Unire, el a pus bazele, să zic,
Franța. Din partea Franța a fost și, cum a spus dumneavoastră foarte bine, și în primul și în războiul din Crimeea, atunci când s-a decis la 1856, după războiul din Crimeea, da, unirea celor două state, la intervenția lui Napoleon al III-lea și, pe urmă, în convenția de la 1800. Nu s-a decis unirea principatelor, ci românii au făcut să ia act de unirea principatelor, că aveau un singur președinte. La 1858 scrie foarte clar că în primul convenția, primul pas spre unire este când cele 7 puteri au fost de acord. A spus înființarea în alte curs de casație și justiție la Focșani. La Iași, nu. Da, la Iași. Nu. Sunt mai multe revendicări, o să le reluăm altădată. Da, da, da. A fost Alta Curte de Justiție la Iași, dar au furat-o bucureștenii. Uh-huh. Și au mutat-o la Focșani. Pentru asta ei au fost de acord cu unirea, să mute Curtea Supremă la Iași. Nu, era Comisia Centrală la Focșani, uh-huh, asta era una singură, Comisia Centrală la Focșani, care făcea legile. Era un fel de consiliu legislativ. Uh-huh. Era la Focșani, consiliu legislativ. Exact. Și în Alta Curte era la Iași. Era la Iași. S-a înființat la Iași. Nu s-a mai înființat la Iași, s-a înființat la București. Uh-huh. Tocmai asta e. Și moldovenii au fost total împotriva acestei idei. Cu toate că li s-a promis că o să fie la Iași în Alta Curte de Casație și... Deci esența este că dacă Napoleon al III-lea nu insista pe lângă Abdulaziz, sultanul otomanilor, să fie de acord cu unirea, nu se făcea niciodată. Dar știți cum era Abdulaziz? Sultanul a zis așa, sunt de acord, și a scris în firmal, de unirea pe mandatul lui Alexandru Ioan Cuza și sub rezerva plății unui tribut de 941.000 de lei aur. Da. Da. Abdulaziz semăna cu dumneavoastră. Da. Tot așa, era foarte solid. Îl știți? Știți cum l-am văzut în... Da. Era singurul sultan care a fost așa solid. Mare de tot. Era solid de tot. Dar a fost un om cu... Corect. Nu turcii întotdeauna au fost corect. Însă contra unui tribut. Și să nu uităm că Dobrogea i-a dat-o cadou Petru Rareș, domnule. Da. Nu, stați puțin. Mircea cel Bătrân i-a dat-o, pardon, Mircea prima cel dată. Bătrân, 1418. Când a murit. Exact, așa, când a murit, ca să pună bine cu asta. Da. Și Petru Rareș i-a dat Buceagul, tot otomanilor. Până la urmă, Buceagul a rămas la ruși. Da, la ucrainieni. La ucrainieni. Nu știu dacă acum e la ucrainieni. La ucrainieni, că e lângă Odessa, în parte. În orice caz, ceea ce trebuie să rețină telespectatorii este că... 1526 i-a dat-o atunci când a fost lupta de la Mohaș, să pună bine Petru Rareș, care era nepotul lui Mihai Viteazul, lui Ștefan cel Mare, să pună bine, i-au dat cadou sultanului Buceacu. Și lupta a fost cu Zapolia. Da. Însă eu am văzut un film despre bătălia de la Mohaci, în sensul că și le spunem despre telespectatorilor. La un moment dat, Dunărea făcea o pungă așa foarte mare, era destul de mare. Turcii a băgat pe unguri acolo cu totul și a înnecat. N-a mai rămas urmă de unguri. Ca la Cotul Dunului. Da. Nu era nimic acolo, niciun oraș. N-a rămas, că n-a putut să treacă Dunărea așa urgent. Și n-a mai rămas nici urmă de unguri. Așa a fost la Mohaci. Și i-au ajutat și austriecii la timpul respectiv pe unguri degeaba. În partea... s-au mânecat toți în fața puterii turcești. Păi era Soliman. Soliman întâi magnificul era. Soliman magnificul. Era... Păi da, avea o armată de 200.000 de oameni. Dom'le, era armată imens. 200.000 de oameni. Și acum a 200.000 e mult. Și acum e 200.000. Păi noi avem armata cu ce foarte bine spuneți, 90.000. 90.000. Pe jumate cât o avea. Și stați că nu era toată armata. Ăsta era un corp de armată trimis aici. Sigur. Și era format din zona asta. Era format din zona asta. Nu-i aducea după cine știe pe unde. Da, tot aici erau. Tot aici, din Bugeac, exact, din zona aia lor. Din Moldova, din Valahia, de aici erau. A fost și cu romanii. Nu au adus armata la cele 7 regiuni de la Roma. Și au adus din Palestina. Erau palestinieni, habar n-aveau din limba romană, limba latină. Și zicea că noi am învățat limba latină de la palestinieni ăștia, care nu știau limba. Așa scrie în istorie. Dar erau profesioniști.
Erau profesioniști, sigur că erau învățați să lupte, să știți și primeau bani serioși. Turcii s-au luat după romani cu armatele. Da, da, da. Ei formau armatele din, spunea sultanul ca și Cezar sau cine știe cine a fost acolo, de fapt, nu, el a fost ultimul consul, după aceea au început împărații, îmi adunați armată din de acolo, de acolo, de acolo și de acolo. Din țările respective. Așa a fost și cu Turcia. Da, da. Luați din Georgia, din Azerbaijan, da, da, din o parte din Rusia ce era asupra lor, Bulgaria și Serbia și trimiteți-i acolo. Așa a fost și la romani. Ea a făcut armata care a cartiruit la turnul Severin, numai cele 7 legiuni, numai din palestinieni. Da, nu, da, da. Nu știa niciunul latinești. Ca urmare, cam cade ideea că au venit romanii să ne învețe pe noi și latinești. Erau hrăniți, plătiți și împrăpietăriți. Exact. Sau și împământeniți. Ieșeau la pensie după 12 ani de armată. Da. Domnule, bine, și viața era scurtă atunci. Era media, da. Media de viață era scurtă. Era domnul colonel, aveți cuvântul. Eu aș zice că ceea ce ați discutat dumneavoastră cu domnul Marinescu în ultimele 10 de minute, 10-15 minute, ar trebui să facem mai des, da, să arătăm telespectatorilor care e o realitate, altă perspectivă asupra istoriei decât cea învățată atât de dânsii cât și de profesorii care îi găsim pe la școli, pentru că trebuie să recunoaștem și să le spunem tot telespectatorilor că istoria întotdeauna este scrisă de învingători, asta este clar. Corect. Și doi, întotdeauna un conducător își modelează istoria pentru a crea poporului mituri, pentru a se simți, pentru a crea emulație în rândul poporului, pentru a se simți mai bine, mai Grecia puternic. Asta, cel mai deci cel este un mecanism care este Grecii, cunoscut. Egiptenii. A stabilit o identitate până la urmă. A stabilit identitatea. Da. Nu zic că e rău, dar că nu mai avem repere acum. Ne uităm cu duioșie și nu mai avem repere. La ce se unde sunt zeii? Păi, nu mai sunt, au terminat. Ei, de aceea, cred că ar fi foarte bine un sfert de oră de istorie în fiecare emisiune. O pastilă de istorie. O pastilă de istorie. O facem. O facem. Vis-a-vis de cele spuse de noastre, ce aș vrea eu să mai punctez? A zis domnul Marinescu foarte bine anterior că unirea nu se poate face sau foarte, foarte greu se poate face, în primul rând datorită faptului că nu prea mai sunt români în Basarabia. Sigur. Păi, dar problema nu e de acum. Încă de la momentul anului 1812, când a fost anexată de Imperiul Țarist Basarabia și a devenit Republica și Democrată. Și 100 de ani a fost sub talpa Imperiului Țarist. În 3-4 etape s-a trecut la un proces de deznaționalizare și de rusificare. Și vă dau doar o cifră. În 1812, Basarabia număra 256.000 de persoane, din care circa 95% erau români. Aha. Și se declarau români. 95% erau români. 95% atunci. Corect. Iar în 1897, când s-a făcut următorul, primul recensământ de către Imperiul Rus, în Basarabia erau 1.935.412 oameni, pentru că Imperiul Țarist aruncase acolo populație rusească și alte naționalități. Mișcări de populație. Mișcări de populație, da, în vederea deznaționalizării. Ucraine și Rusie. Procentul de români era, conform recensământului, 47,6%. Păi, dacă în 1897 erau 47,7%... Nu uităm că și în Transilvania la fel. Eu m-am uitat pe anuarul statistic și vreau să spun că în perioada asta interbelică, în Transilvania erau sub 50% români. Nu acum. Restul... Cum? Nu acum. Nu, în perioada interbelică. Acum au crescut. Acum, în perioada... Deci ungurii erau undeva... Atenție! Maghiarii erau undeva la aproape 30%. Acum mai sunt vreo 17 sau 10. În sfârșit, vă spun câte erau. Și erau stașieri, erau vreo 600 de mii. Și erau la timpul 5% respectiv. 5%. Acum mai sunt câteva mii. Și să nu uităm că atunci când, după războiul de independență, când am... pus mâna, am luat din nou Dobrogea, sau și strategia de la timpul respectiv, deci 1878,
Carol I a făcut, hai să zic, mutări de populație masive în Dobrogea, din Moldova, din zonele mai sărace din Oltenia. Nu vă mai extindeți. Și podul cum îi spune, Angel Salini, 1896. Da, l-a făcut Angel Salini. Da. Nu vă mai extindeți pentru că avem un subiect important, Marele Jaf Bancar de la 1959. Vă rog. Da, da. Păi, ca și astăzi, că vorbim de Marele Jaf Bancar... E o chestie penală. Da, foarte interesant ce s-a întâmplat. El a fost Marele Jaf Comunist singur. Bancar, singurul jaf. De amploarea respectivă. Astăzi întâlnim la tot pasul, se întâmplă în fiecare zi. Unde lucrurile a avut astea. Unde a avut loc? Deci a avut loc în București. Vis-a-vis de Spitalul Giulești. Vis-a-vis de Spitalul Maternitate Giulești, da, și într-un loc cu semnificație mare. La timpul respectiv, să nu uităm că secretar general al Partidului Muncitoresc Român, că era PC, Partidul Muncitoresc Român, nu era Partidul Comunist, că Partidul Comunist a numărit din 65, când a venit Ceaușescu la putere, sucursala Băncii Naționale de vis-a-vis de Spitalul din Giulești, Maternitatea din Giulești, se numea sucursala Gheorghiu Deja Băncii Naționale. Deci, nu întâmplător sau da, eu zic că nu e întâmplător și să vă spun de ce. Nimic n-a fost întâmplător. Nici faptul că cel care a organizat lovitura asta a fost cum îl chema? Ioanit. Colonelul Ioanit, care era cumnatul ministrului Alexandru Deghiș, ministrului de interne, soția lui și el era evreu și soția lui erau amândouă un culoace. E foarte interesant că la timpul respectiv ei au susținut în proces că toți cei șase care au dat lovitura erau evrei și au susținut că duc o campanie sionistă. Puțin, da. Vă întreb. Revoluția bolșevică a fost făcută de evrei. Da, corect. Iar atacul, cu ajutorul nemților, că de acolo venea Lenin. Iar atacul de la Palatul de Iarnă a fost filmat în 1921, da. Nu în 1917. Da, da. Scuzați-mă. Așa este. Și au pus foarte bine la cale, au regizat această lovitură. Se pare că lovitura asta bancară prin care, deci, spuneam, acest colonel Ioanit, care fusese șeful direcției judiciare din Ministerul de Interne, din Poliție, să zic așa, deja fosta nu era străin nici ministrul de interne. Și nu era, n-avea cum să fie străin, fiindcă erau cumnați, discutau. Era a fost foarte bine pus Drăghici la... era ministrul de interne. Drăghici, da, Alexandru Drăghici, era cumnatul celui care a dat lovitura. Și toți cei șase care au participat la lovitura asta bancară, toți erau intelectuali, toți aveau funcții foarte, foarte importante, mari, conferențiar universitar și așa mai departe. Deci erau foarte bine plasați și toți erau evrei. În momentul în care au fost prinși și au mers pe ideea că duceau o luptă sionistă, să zic așa, doreau să facă rost de bani pentru sionismul lor. Cam pe ideea asta s-a mers, au sustrat la timpul respectiv, poate ne pune regia și filmulețul din... Cu acest jaf național au sustrat aproximativ $1,000,000 și toți au fost condamnați la moarte. Lucrul ăsta s-a întâmplat în 1959, da, uitați imagini, 1959, după ce aproximativ 2 ani de zile s-a bâșbuit mergându-se pe ideea că ar fi un atac al serviciilor secrete străine ca să denigreze în sfârșit Republica Populară Română, fiindcă la timpul respectiv să nu uităm că Gheorghe Gheorghiu deci încerca să desprindă de ruși, să nu uităm că a fost Revoluția Maghiară 1956, să nu uităm că podul de la Basarab. Podul de la Basarab, că în 58 a reușit
Gheorghe Udești să-l convingă pe Hrușciov să scoată armata sovietică din România. A fost o lovitură mare dată Rusiei și de imagine și lui Hrușciov i s-a reproșat foarte mult asta. Să nu uităm că a reușit să-l convingă pe Hrușciov să-și retragă și consilierii ruși. Deci erau... Jafu a fost ziua. 2 ani de zile s-au ocupat, au mers pe varianta asta, că ar fi o lovitură dată serviciile secrete străine și în final au lăsat profesioniștii, nu politic, să-și facă datoria și au spus, domnule, cine putea să dea o lovitură perfectă, cei care lucrau în domeniu, cei care se ocupau de paza acestor valori. Exact. Cum și în securitate, gărzile pretoriene schimbau conducătorii. Îi rădeau după timpul lui, în sfârșit, împăraților romani. Deci, și s-au dus la fix. Și i-au pus tehnică lui acestui colonel Ioanid, i-au pus tehnică în casă și au aflat imediat că el era capul acestei rețele. Sigur că la timpul respectiv Alexandru de Ghicea a încercat să-și dea demisia, în sfârșit s-a dezis imediat de cumnatul lui și au fost condamnați cei 5 la moarte, cei 5 bărbați și era și o femeie. Femeia respectivă a primit, cred că ăsta e Ioanid, dacă nu mă înșel, colonelul Ioanid, da. Ceilalți, deci 5 bărbați au fost condamnați la moarte, iar femeia a primit pedeapsă cu închisoare pe viață. Și la timpul respectiv, uitați banii care i-au furat, da. Vedeți? Dar nu arată locația. Banii, cecuri, vedem și sacii cu care s-au furat și mașina cu care i-a furat. În plină zi s-a făcut reconstituirea. Dimineața a fost. Da. Într-o sâmbătă sau duminică. Când... Așa, s-a făcut și o reconstituire și a fost... Uitați. A fost turnat și un film, nu știu dacă îi spune Marele Jaf sau Reconstituirea, cum i-a spus la unge. Era un film educativ și concluzia era următoarea, că cine încalcă legea plătește și plătește scump și au plătit cu viața toți acești toți componenții acestei bande. Uitați, asta e mașina, era un taxiu. Da. Mosvici, cred că era, și arată exact momentul. Vedeți, Mosvici. Asta este banca. Corect. Asta era. Ia uitați ce scrie acolo. Banca Gheorghe Udești. Da, asta este vis-a-vis de actuala maternitate. Și atunci era la fel. Giulești, da. Vis-a-vis de maternitatea Giulești. Trebuie să punctăm un aspect interesant. Este această acțiune a fost și un moment care a contat în declinul lui Alexandru de Ghicea. Da. El a cerut atunci eliberat de în funcție, care dar, aducem aminte, având în vedere că era prieten cu Gheorghe Udești. Gheorghe Udești i-a spus, delimitează-te, el s-a delimitat imediat. Soția lui Alexandru de Ghicea a și dat divorț de bărbasul, adică sora. Formal, da. Sora soției lui Alexandru de Ghicea. Cine aduce aminte de istoria recentă, că după 1990, Drăghici mai trăia, și în momentul când a început să anchetele penale cu cei care au făcut crime împotriva poporului român în timpul comunismului, a plecat în Ungaria împreună cu soția. Acum, în 90? Da, pe 92. Deci era bătrân. Era în vârstă, da. În vârstă. Da, uitați-vă cum se... Ce vă lăsăm să urmăriți. La proces sau unde sunt? La proces sunt. Da, aici sunt în boxă. Da, observați un lucru, că erau fără cătușe. Da, la proces. Ca acum. Da. A trebuit să intervină Uniunea Europeană prin acea directivă 343 din 2016. Da, asta este o pericolă istorică, de ce să nu... E filmat procesul. Da. Și să mai ținem cont de un lucru, că la timpul respectiv, chiar înainte de a muri Stalin, în 52, începuse epurarea celor care erau de altă etnie și în special a evreilor din conducerea statului. Dacă în 44 imediat au venit imediat Ana Paucăr, 99%. 99%, exact, erau evrei.
Vasile Luca și așa mai departe, Patrușa Bonarenco. Și Bonăraș. Și Bonăraș, da, corect. Deci imediat în 52 a început a dat ordinul Stalin epurarea evreilor. Și atunci toți au fost dați la o parte, anchetați, a început ancheta exact în momentul în care Gheorghe Gheorghiudeș ajunge prim-ministru. Da, iar în 52 începe retragerea armatei rusești, deci. Da, și până 59-60. Au urmat consilierii, dar da. Situația era dezastruoasă în alt punct de vedere. Atât în Ministerul de Interne și în Direcția Securității Poporului, cum îi spunea pe vremea aia, de la șef de birou în sus, erau numai alogeni. Îi vedem la CNSAS, da, pe tabelele CNSAS-ului. Da, da, corect, așa este. De asta era politica Uniunii Sovietice, corect, care era moștenită de la Imperiul Țarist, pentru că și în ce v-am spus eu mai devreme în Basarabia, de la 256.000 au ajuns în 50 de ani, 1.935.000, au fost aruncați alogeni pentru găsirea metodelor și mijloacelor cele mai... Cum se numeau alogeni? Alogeni străini. Aduși din alte părți străini. În sensul ăsta. Da, 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 în sensul ăsta. Și... ca să poată subjuga mai exact, să înțelesul tuturor, exact, populația locală. Să n-aibă remușcări, să zic. Să n-aibă tată, să n-aibă mamă. Să tai în carne vie. Și mi-aduc aminte, vis-a-vis de ce spuneți dumneavoastră, că în 1812 erau 256.000 de români în Basarabia. În București, la timpul respectiv, am găsit într-o cronică de pe timpul lui Caragea Vodă, 1812, ciuma lui Caragea Vodă, și a spus că a murit jumătate în urma ciumei lui Caragea Vodă, jumătate din populația Bucureștilor, în jur de 90.000 de bucureșteni. Deci jumătate, erau undeva la 180.000 de bucureșteni în 1812. Deci aproape cât Basarabia. Aproape cât, da, bine, era totuși capitala înființată de 500 de ani. Da, da. Într-adevăr, în filmulețul ăsta, nu știu dacă l-a mai dat cineva, poate că nu, nu. Acum, parțial. În ultimul timp, nu. În ultimul timp nu s-a luat. Parțial nu l-a dat. E foarte interesant. Uite, se face reconstituirea. Unde era, unde spuneți dumneavoastră, că era vis-a-vis de spitalul... Maternitatea Giulești. Da, acum mai aduce. Nu știu, dacă, sunt curios dacă mai este banca acum. Nu mai e banca. Dar este o instituție acolo. ANAF, da, este o instituție. Este tot financiară. ANAF. Nu știu ce. Deci ăsta a fost un film educativ, exact cum a fost, dacă îmi permiteți, și filmul realizat după cel mai mare act de corupție din timpul lui Ceaușescu, și anume afacerea Gheorghe Ștefănescu, acel falsificator de vinuri, care în spate, atenție, în spatele lui, era, hai să zic că erau niște oameni politici. Deci era primul secretar de la sectorul 1 Bălătică, era celălalt ministru de externe, cum îl chema, domnule, Cornel Burtică, așa, și mai era Silviu Bucan. Deci ăștia erau oamenii care l-au băgat în față pe Ștefănescu, Gheorghe Ștefănescu. De ce? Gheorghe Ștefănescu fusese gestionar și în 1960, în perioada respectivă, fusese iar condamnat pentru delapidare. Și chiar îmi spunea socrul meu, care a fost șeful miliției județene și la Tulcea și la Constanța și expert în criminalistică, colonelul Stoica, că la timpul respectiv, atenție, deci ăsta era băgat în față și la presiunile lui Bălătică, cei de miliție îi dăduse avizul ca să devină din nou gestionar, fiindcă lui trebuia aviz de la miliție. Și, nu mai și miliția nu îi dădea aviz atât timp cât de lapidat. Mie îmi plăcea cartierul acolo, înainte de Răzoare. Era un cartier în centru, acolo unde acum este demolat tot. Da, și știți ce mi-aduc aminte, domn profesor? Mi-aduc aminte că magazinul în care vindea Gheorghe Ștefănescu era la doi pași aici, era la Podul Grant. Da, în apropiere. La Turda, Podul Grant, acolo era magazinul în care vindea Ștefănescu. Da, avea și la... Avea Rahova, încă un... Nu era la Răzoare acolo. Și la Răzoare, și da. Și avea un depozit mare. Și la Răzoare, și știți unde mai avea... Deci el vindea aici la piciorul podului Grant, Ștefănescu, Gheorghe Ștefănescu, avea magazin de vinuri și depozit unde vindea. Și mai avea fiul lui, că și băieții lui erau implicați, da, în afacere. Nu i-a condamnat. La 15 ani unul, da. Îl mare, și la mic la 3 ani de zile și pe la moarte. Celălalt mare vindea undeva la piața Rahova, avea magazinul de vinuri și avea un subsol foarte mare. Eu l-am vizitat, fiindcă un amic de-al meu, care e plecat în străinătate, a lucrat chiar acolo.
Și e foarte interesant. Domnul... Și ăla, mă scuzați că da. Închei. Și după, cum să zic, actul ăsta de corupție, care a fost extraordinar de mare, fiindcă și atunci Ștefănescu a delapidat un milion și mai mult, vreo 2 milioane de dolari, s-a turnat un film, a fost singurul film anticorupție din istoria României, Secretul lui Bacchus, un film filozofic, educativ, care a spus așa, domnule, plătești, greșești, plătești. Da. Glonțul de mănânc. Păi astăzi, dacă s-ar aplica, iară că spun cu codul penal, toți corupții care au fost condamnați până acum erau puși la zid și împușcați. Vă mulțumesc. Asta frumos. E soluția. Vă mulțumesc frumos. Aplicarea de nou codul 1968. Mulțumim. A lui Don Goros. Da. S-a terminat emisiunea. Îmi pare rău că s-a terminat, pentru că mai țineam o oră. Vă urez o seară bună. Vă mulțumesc frumos la amândoi. Și, mulțumim și telespectatorilor care sper că a fost cu noi într-o asemenea emisiune și să ne revedem săptămâna viitoare, marți, la ora 7:30, când avem realitatea juridică la ordinea zilei. Noapte bună!